Sandu Lungu va avea parte de o nouă provocare în viața sa. Cel poreclit Muntele Bihorului va participa pentru prima oară la un concurs de dans. Unul dintre cei mai cunoscuți luptători de MMA din România va fi al doilea concurent al noului show de dans de la o televiziune centrală, în care 12 perechi formate din celebrități și dansatori profesioniști se vor întrece. Lungu va fi supus unui adevărat test de rezistență. Luptătorul susține că participarea sa la un astfel de show va fi un șoc, pentru că el a evitat întotdeauna dansurile, până și la nunți sau la petreceri. Dar de ce i-a fost frică, n-a scăpat și este curios să vadă ce reacții vor avea oamenii. Personal, crede că va fi ciudat. Dida mai bestia să danseze, va fi o provocare uriașă pentru mine. Toată lumea m-a încurajat să fac acest pas și, până la urmă, e altceva. E ceva ce nu am mai făcut și atunci, de ce nu? Nu mă aștept să fiu un dansator extraordinar, dar promit că o să dau tot ce pot. O să mă concentrez, o să exersez și o să progresez către rezultatul dorit. Eu practic un sport dur, iar aici este nevoie de multă finețe și delicatețe, a spus Sandu Lungu. Muntele Bihorului este unul dintre cei mai apreciați luptători de MMA din România. El a mai practicat judo, sport în care a devenit și campion mondial, dar a mai și luptat în Pride. Lungu s-a bătut ultima oară anul trecut în decembrie, când l-a învins repede pe britanicul John Pater în gala MMA All Stars, găzduită de Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești.